Ion Balaur continuă pe banca Dunării, antrenorul echipei gălățene, a fost reconfirmat de conducerea clubului. Balaur va avea însă o misiune foarte dificilă. Formația pe care o pregătește va întâlni în următoarele 4 meciuri fruntașele seriei 1 Inter Clinceni, Farul, CSMSEA și Rapid. Este greu de crezut că Dunărea va reuși să aibă un parcurs bun în condițiile în care în primele 7 meciuri în care a avut adversari accesibili a obținut doar 2 puncte. În cazul în care nu va redresa corabia gălățeană până la finalul turului, Ion Balaur se va despărți de gruparea din Liga Secundă.